Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Un bărbat de 43 de ani a decedat ieri într-un accident de muncă în timp ce realiza lucrări la un pod peste râul Mureș, între Comuna Unirea și orașul Ocna Mureș. Victima a căzut în timp ce tăia o componentă metalică a podului. Cercetările sunt continuate de către polițiști împreună cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest accident. Bărbatul era angajat al unei societăți din Alba Iulia cu obiect de activitate în domeniul colectării de fier vechi. Inspectoratul Teritorial de Muncă a demarat o anchetă. Potrivit acestora, bărbatul începuse împreună cu încă doi colegi să taie un capăt de tronson pe care urmau să-l tragă jos cu o volă. În situația în care întreaga acțiune care urma să se desfășoare era pregătită tehnic, corect, eventual o folosirea unei schele, un alte platforme sigure și să nu se poziționează în poziția în locul respectiv, cu siguranță putea fi evitată. Sub greutatea bărbatului, tronsonul s-a desprins de la un capăt, iar bărbatul a fost catapultat de la înălțime. A căzut de la o înălțime de 4 metri, s-a lovit de scheletul metalic și apoi de sol. În urma leziunilor suferite, bărbatul a decedat la locul producerii accidentului. Potrivit reprezentanților ITM, chiar dacă ar fi purtat echipament de protecție, respectiv cască sau centură de siguranță, finalul ar fi fost același. Ultima încă era acolo, nu avea asupra sa echipament de protecție. Sigur că și purtarea, spre exemplu, a unei căști de protecție, nu știu în ce măsură l-ar fi ajutat, sau mai mult făceam o anumită analiză, situația în care purta o centură de siguranță, aproape sigur asigurarea sa se făcea de către acea structură metalică și implicit îl atrăgea și pe el în cădere. Inspectorii de la ITM Alba vor finaliza cercetările în termen de 20 de zile, în vederea stabilirii împrejurărilor și cauzelor în care s-a produs acest accident. Se vor căuta vinovații, iar dacă este cazul, se vor aplica sancțiuni firmei angajatoare. Vești proaste pentru șoferi. Benzinăriile scumpesc din nou carburanții auto. Benzina va fi mai scumpă cu 9 bani pe litru, iar motorina cu 8 bani pe litru. Aceasta este a treia majorare a prețurilor la carburanți în ultimele 3 săptămâni. Distribuitorii de carburanți explică majorările de preț prin evoluția cotațiilor petrolului, dar și prin deprecierea semnificativă a leului în raport cu dolarul, moneda în care se fac tranzacțiile cu produse energetice. În acest moment, în benzinării, cel mai ieftin sortiment de benzină a ajuns să coste 5 lei și 95 de bani, în timp ce un litru de motorină costă 6 lei. În ultima lună, leul a pierdut 4,6% în fața monedei americane, dar a coborât la un moment dat chiar cu aproape 7%. În acest interval, carburanții s-au scumpit cu aproape 4%. Pe hârtie avem autostrăzi cât cuprinde promisiunea politicianului flămând de putere. Pe teren însă nu merge cu vorba și este extrem de dificil cu fapta, capitol la care suntem codași fruntași. Veniți pe rând și plecați tot așa, miniștrii transporturilor au promis la instalare că nu i-a durut gura și au tăcut cu fermoar pe limbă la plecare ca să nu-i doară gura. Când auzi de coridorul 4 pan-european, gândul îți zboară la o magistrală fluierând viteza dus întors pe trei benzi, dar când ajungi la fața locului pentru tronsonul Orăștie Sibiu, nu te mai gândești la nimic. Nu mai poți. Ți se înneacă imaginația în praf. Despre acest tronson s-a tot vorbit și încă se mai vorbește. S-au făcut și imagini din avion să vadă tot românul cum se lucrează la fața locului. E drept că din avion totul ți se pare promițător. În județul Alba se lucrează pe două loturi. Primul, pe varianta Orăștie Sebeș, are 24,1 km, iar al doilea, între Lancrăm și Cunța, 19,7 km. Valoarea totală a investiției este de vreo 900 de milioane de lei și, conform programării, panglica se va tăia în aprilie 2013.
Am dat și noi astăzi o raită prin zonă. Se lucrează cu perseverență. Excavatoarele sapă în miez de deal, moderne utilaje de forat dau găuri în planetă, basculante mastodont vin și pleacă ridicând praful Valvârtej. Nu suntem experți, dar am face prin soare că lucrările nu se vor finaliza până anul viitor, în aprilie, nici dacă ar veni extraterestri să ne ajute. Oricum, însă o panglică, două, tot se vor tăia pentru inaugurarea a 2-3 km în pantă ca să-și treacă și actualul ministru al transporturilor o realizare în cont. Că vorba aia contează. Societatea care administrează traseul celor trei fortificații și hotelul medieval din cetatea Alba Carolina dă dovadă de spirit civic. În urmă cu câteva zile, într-o perioadă de timp foarte scurtă, problemele apărute la poarta 1 și poarta 2 a cetății, două din cele mai importante și mai frumoase monumente ale fortificației bastionare din Alba Iulia, au fost remediate. Deși perioada de garanție de 2 ani pentru cele două monumente aflate în administrarea primăriei Alba Iulia a expirat, executantul lucrărilor de reabilitare, restaurare și punere în valoare a efectuat pe cheltuiala proprie intervenția de mentenanță necesară. La fel ca și o locuință, aceste monumente necesită o întreținere permanentă. La cele două porți ale cetății, însă, ceea ce a dus la apariția acelor degradări au fost în cea mai mare măsură acțiunile destructive ale unor indivizi care nu au niciun respect față de patrimoniul public. În mai multe rânduri, trecătorii lipsiți de civilizație fie au încercat să se cațere pe aceste porți, fie au trecut prin deschiderile lor cu vehicule motorizate. Mai mult decât atât, unii au încercat în mod intenționat să distrugă în anumite locuri monumentele menționate. Dovada lucrărilor bine executate, dar mai ales a unei bune mentenanțe, se poate observa la cele două monumente aflate în grija societății Grup Corintesa, anume poarta a treia și poarta a patra, care sunt întreținute în permanență pe cheltuiala proprie, beneficiind în același timp și de paza asigurată de către soldații din garda traseului celor trei fortificații. Săptămâna trecută, polițiștii rutieri din județul Alba au pus în aplicare planul de operațiune al organizației polițiștilor din Europa, TISPOL Bus and Truck. În cadrul acțiunilor de prevenire a accidentelor au fost verificate vehiculele destinate transportului rutier public de persoane și mărfuri. În perioada 23-29 iulie, polițiștii rutieri au intrat în acțiune, verificând îndeaproape traficul rutier pe întreg teritoriul județului Alba. Controlele polițiștilor au vizat în mod special vehiculele de transport public sau mărfuri și s-au urmărit depistarea unor abateri, cum ar fi nerespectarea regulilor în trafic, a vitezei regulamentare, nerespectarea timpului de somn sau defecțiuni tehnice. Pe perioada desfășurării acestei acțiuni, conducătorilor de autocamioane le-au fost aplicate 111 sancțiuni contravenționale. De asemenea, le-au fost reținute 5 permise de conducere, toate pentru depășire neregulamentară, și 6 certificate de înmatriculare, și a fost constatată de asemenea o infracțiune la regimul rutier. Conducătorilor de microbuze și autobuze le-au fost aplicate un număr total de 62 de sancțiuni contravenționale și au fost reținute 2 permise de conducere. Astfel de acțiuni vor avea loc și în perioada următoare, în scopul de a reduce rata infracționalității produse pe drumurile publice. Nu puțini au fost șoferii care și-au auzit înjurături și vorbe grele din partea conducătorilor de tiruri și autocare, doar pentru simplu fapt că au respectat legile impuse pe anumite tronsoane de drum. Nu ezitați să semnalați organele abilitate în caz că sunteți protagonistul unor astfel de cazuri. Peste 630 de dascăli din Alba care își doresc un loc la catedră vor susține joi 2 august examenul de titularizare. A fost primul an când viitoarele cadre didactice au trebuit să treacă printr-o probă practică, respectiv o inspecție la clasă. Față de anul precedent, în Alba examenul va fi susținut în 35 de centre de examen și nu într-unul singur. În județul Alba există aproximativ 450 de posturi vacante. Nu toate sunt posturi titularizabile, deoarece peste 70 de catedre sunt rezervate. Ministerul Educației a publicat la începutul lunii iulie pe site-ul oficial modelul cadru al structurii probei scrise din cadrul concursului de titularizare. În acest an, în județul Alba, avem 35 de centre de examen, unde participă 634 de candidați. Subiectele sunt unice, venind de la Centrul Național de Evaluare. Procedura pentru preluarea subiectelor este cea stabilită prin metodologie. Corectura se va face în centrele desemnate de către minister. În acest an, județul Alba nu este centru de evaluare.
Pe 2 august va avea loc proba scrisă sub supraveghere video. Rezultatele urmează să fie făcute publice cel târziu pe 6 august. În zilele de 6 și 7 august vor putea fi depuse contestațiile, iar pe 9 august vor fi afișate rezultatele finale. Elevii și preșcolarii care suferă de intoleranță la lactoză sau gluten vor primi și ei o bine meritată gustare în timpul anului școlar. Guvernul României a modificat printr-o ordonanță de urgență programul Cornul și Laptele. Astfel, potrivit noilor reglementări, copiii cu astfel de probleme vor primi alimente care nu conțin aceste ingrediente. Prin aceste modificări, elevilor și preșcolarilor care au intoleranță la lactoză sau gluten, li se permite să beneficieze de produse lactate și de panificație care nu conțin aceste ingrediente. Pentru a primi astfel de produse, copiii trebuie să prezinte acte medicale care să dovedească intoleranța la lactoză sau gluten. În document se mai menționează faptul că, la cererea motivată a părinților, copiii care suferă de intoleranță la gluten sau lactoză, dovedită cu acte medicale, beneficiază de produse lactate și de panificație care nu conțin aceste ingrediente în limita unei valori zilnice de 1,17 lei per elev. Un document de excepție este adus în atenția publicului de către Muzeul Național al Unirii în cadrul manifestării Exponatul Lunii. Este vorba despre diploma nobiliară semnată de împăratul habsburgic Carol al VI-lea la Viena în anul 1714. Așa cum ne-am obișnuit deja, la începutul fiecărei luni calendaristice, Muzeul Alba Iulian scoate la lumină artefacte și lucrări excepționale aflate în patrimoniul instituției de cultură. În luna august, la loc de cinste, va fi așezat un pergament, o diplomă nobiliară din 1714. Piesa se remarcă prin fastul și abundența decorului pictat. Sunt așteptați mâine de la ora 11 toți cei care doresc să afle care este povestea care stă în spatele exponatului lunii august. Consiliul Județean Alba a aprobat majorarea capitalului social al Parcului Industrial Cugir cu suma de 200.000 de lei. Hotărârea a fost luată pentru suplimentarea fondurilor vizând reabilitarea și modernizarea căilor de acces din interiorul parcului. Căile de acces și transport în interiorul parcului prezintă o stare avansată de degradare, fapt pentru care s-a organizat o selecție de oferte pentru contractul de reabilitare și modernizare a drumurilor interioare. Contractul de achiziție include lucrări în valoare de aproximativ 1,1 milioane de lei. Pentru anul în curs sunt prevăzute lucrări însumând 500.000 de lei, sumă ce nu poate fi acoperită de Parcul Industrial Cugir din surse proprii. În acest sens a fost majorat capitalul social cu suma de 200.000 de lei. Consiliul Județean Alba s-a asociat cu administrația publică din Zlatna pentru înființarea în acest oraș a unui centru de informare turistică. Acordul are ca obiectiv dezvoltarea unui sistem de informare și promovare în domeniul turistic. Pentru dezvoltarea bogatului patrimoniu antropic, natural și cultural este necesară înființarea acestui centru de informare în Zlatna, oraș care este o adevărată poartă de intrare în Apuseni. Consiliul Local Zlatna va pune la dispoziție acestui centru un spațiu dotat cu utilități, internet și telefonie, în timp ce Consiliul Județean va suporta cheltuielile legate de igienizare, dotare logistică și va instrui personalul necesar desfășurării activității. În cadrul centrului de informare turistică vor fi angajate 2 persoane. Cum s-a votat în localitățile din județul Alba la scrutinul de duminică? Din datele statistice pe oraș ale prezenței la vot, se pot observa diferențe majore între localitățile conduse de primarii USL față de cele cârmuite de Dili PDL. În fruntea clasamentului cu prezență la vot se află orașul Câmpeni, iar în coada topului orașul Blaj. Direcția Regională de Statistică Alba a realizat o situație a rezultatelor referendumului național pentru demiterea președintelui suspendat Traian Băsescu. În topul localităților în care cetățenii au ieșit masiv la urne este Câmpeniul, condus de primar USL cu peste 52%. De altfel, orașele din Munții Apuseni se află pe primele locuri în topul prezenței la vot în județul Alba. La Brud au votat aproape 50% dintre cetățeni, la Baia de Arieș de asemenea s-au adunat voturi de la aproape 45% din populația înscrisă pe listele electorale. La Teiuș au participat la vot peste 46% dintre cetățeni, la Cugir la urne au venit aproape 44% dintre persoanele cu drept de vot. În municipiul Aiud au pus ștampila de vot aproximativ 43% dintre cetățeni. Orașele Zlatna și Ocna Mureș cu un procent de peste 36% și respectiv 35% prezență la urnă se situează sub media participării la vot înregistrată în județul Alba. Pe ultimele locuri cu o prezență
tendință slabă la urne s-au plasat orașele Alba Iulia, Sebeș și Blaj. În Alba Iulia au votat aproape 35% dintre cetățenii cu drept de vot înscriși pe listele electorale. La Sebeș, procentul total al celor care au participat la vot este de peste 30%. La Blaj și-au exprimat votul doar 29,93% dintre cetățeni. Referendumul de duminică nu a dus spre final nici pe departe disputa politică din România. În așteptarea verdictului de la Curtea Constituțională în ceea ce privește validarea referendumului, spiritele se încing și mai tare între cele două tabere politice. Traian Băsescu și democrații liberali susțin că scrutinul nu este valid și, drept urmare, președintele suspendat trebuie să se întoarcă la Palatul Cotroceni. De cealaltă parte, liderii USL susțin că cifrele arată exact contrariul și că Traian Băsescu nu-și mai are locul în fruntea statului. Rezolvarea acestei dispute, care începe să-i alarmeze pe liderii europeni, cade pe umerii judecătorilor Curții Constituționale. Aceștia urmează să stabilească dacă referendumul este sau nu valid. Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe asupra validității referendumului numai după ce Biroul Electoral Central va anunța miercuri rezultatele finale ale scrutinului. De astăzi, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Internațională au început o nouă misiune de evaluare a acordului de finanțare cu România. Pe ordinea de zi se află negocierea mai multor măsuri fiscale și analizarea proiectului de buget pentru anul 2013. Sosită în România încă de ieri, delegația FMI va fi condusă în premieră de olandezul Erik de Vrijheer. Florin Georgescu, ministrul finanțelor publice, anunța ieri că întâlnirea cu FMI va prilejui și încheierea unui nou acord de tip preventiv pentru perioada 2013-2015. Acum 3 ani, România a ajuns la o înțelegere cu FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială pentru un pachet financiar de 20 de miliarde de euro, fiind urmat apoi de un acord preventiv de 3,6 miliarde de euro cu fondul și de 1,4 miliarde de euro cu Comisia Europeană. Totodată, Banca Mondială a pus la dispoziție o linie de credit de 1 miliard de euro. Europa își face griji pentru situația politică din România. Oficialii europeni așteaptă rezultatele referendumului din 29 iulie și în același timp îi îndeamnă pe liderii politici de la capitală să lase armele jos până nu e prea târziu. Europa este în continuare cu ochii pe România. Ministrul german de externe îi îndeamnă pe politicienii români să găsească o cale de comunicare comună, în timp ce popularii europeni recomandă guvernului de la București să se întoarcă la valori europene, nu la agende paralele obscure. În același timp, liderul socialiștilor europeni îi îndeamnă pe politicienii români să dea dovadă de seriozitate. Mult mai categorici au fost membrii Partidului Ecologist European, care îi cer Parlamentului European să analizeze ultimele evoluții de la București și să se aplice sancțiuni în cazul în care se constată că în România sunt încălcate independența justiției și respectarea principiilor democratice europene. Pe lângă recomandările de încetare a disputelor, politicienii europeni nu au uitat să menționeze în comunicatele trimise presei că diferențele de opinie trebuie clarificate și soluționate în cadrul procedurilor și instituțiilor democratice. Magistrații Curții Constituționale au hotărât ca Institutul Cultural Român să rămână la Senat. Decizia vine în pofida valului de nemulțumiri care au existat pe marginea unei asemenea decizii. Horia Roman Patapievici, președintele Institutului, a declarat că își va da demisia. Pe 13 iunie, guvernul a decis prin ordonanță de urgență că Institutul Cultural Român va trece de sub autoritatea președinției în subordinea Senatului. Decizia a fost justificată de premierul Victor Ponta prin faptul că instituția era mult prea politizată. La sfârșitul lunii iunie, avocatul poporului a atacat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență, invocând faptul că a fost încălcat dreptul la transparență decizională al comunității cultural-artistice. Sute de organizații culturale din țară și din toată lumea au protestat față de decizia guvernului Ponta, iar ziare din Europa și Statele Unite au considerat hotărârea o eroare majoră. După hotărârea Curții Constituționale, care prevede ca Institutul Cultural Român să rămână la Senat, președintele Institutului Horia Roman Patapievici a declarat că își va da demisia atât el cât și întreaga conducere. După ce a stopat valul de expulzare a romilor din Franța, autoritățile din Hexagon au pus în aplicare un program de inserție finanțat de Uniunea Europeană cu 250.000 de euro. Unic în Franța, așa numitul sat de inserție, găzduiește 74 de romi originari din România, care trăiesc din vânzarea fierului și cerșit.
În ciuda eforturilor de integrare rapidă a romilor și a faptului că obiectivul privind locuințele a fost atins, programul se derulează destul de greoi din cauza restricțiilor pe piața muncii pentru români. Singura șansă de supraviețuire a locuitorilor acestui sat rămâne în continuare fierul vechi și cerșitul, deoarece dosarele de obținere a permiselor de muncă vor fi depuse doar în toamna acestui an. Însă, la 8 luni de la instalarea în satul de inserție, adulții pot urma cursuri sociolingvistice în vederea căutării unui loc de muncă. Astfel, în timp ce autoritățile au acordat un răgaz de 3 luni pentru evaluarea acestui proiect, în acest moment satul de inserție nu poate fi considerat o reușită. Economia Spaniei nu pare să-și revină nici în acest an. Semnele de înrăutățire a situației economice din această țară sunt tot mai accentuate. Asta în urma scăderii cu 0,3% în primul trimestru și cu 0,4% în al doilea trimestru al anului 2012. Datele oficiale, provizorii publicate ieri de Institutul Național de Statistică sunt în ton cu estimările băncii centrale. Potrivit relatărilor The Money Channel, guvernul de la Madrid anticipează un recul anual al economiei de 1,5%. Pentru anul viitor se așteaptă o scădere de 0,5%, iar revenirea pe creștere nu se va produce mai devreme de 2014. Experții pun agravarea recesiunii pe seama diminuării cererii interne, în vreme ce motorul economiei, construcțiile grav afectate încă din 2008, nu dă semne de revenire. Extrem de preocupantă pentru Madrid este însă rata șomajului, care a atins în trimestrul al doilea recordul istoric de 24,63% din populația activă, în ciuda sezonului turistic tradițional propice pieței muncii. De reținut că 53% dintre șomeri sunt tineri. Pe de altă parte, rata inflației a crescut în iulie la 2,2% pe an, de la 1,8% în iunie. După ce a atins un vârf de 3,5% în aprilie 2011, inflația a fost aproape constant în scădere. O lege controversată cu privire la așa-numitele liste negre cu site-uri internet a intrat în vigoare luni în Rusia. Aceasta are ca și scop protejarea minorilor contra informațiilor periculoase, dar mulți observatori se tem că acest text de lege nu are decât obiectivul de a cenzura internetul în Rusia. Crearea, formarea și gestiunea acestor registre sunt realizate de un organ al puterii executive ce va fi mandatat în acest sens de către guvernul rus. Potrivit RIA Novosti, autoritatea de supraveghere va atribui unei organizații non-profit responsabilitatea monitorizării conținutului site-urilor, care va întreprinde și demersurile pentru închiderea lor. Promulgată sâmbătă de președintele Vladimir Putin, legea a fost publicată luni în oficiosul Rossiyskaya Gazeta. Se prevede înființarea unui registru federal de reglementare a activității site-urilor internet, conținând informații interzise prin lege și obligând proprietarii sau furnizorii de acces la acestea să le închidă. Aprobată la mijlocul lunii iulie de ambele camere ale Parlamentului Rus, Duma de Stat și Consiliul Federației, legea respectivă vizează site-urile ce difuzează pornografie cu caracter pedofil, promovează consumul de droguri și dau sfaturi referitoare la comiterea unui act de suicid. Cu toate acestea, mulți observatori suspectează că autoritățile doresc să cenzureze spațiul virtual în Rusia. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la sport! Ieri a avut loc reunirea oficială a echipei FC Unirea Alba Iulia și primul antrenament după o lungă pauză. 23 de jucători s-au întâlnit sub comanda tehnicianului Stelian German, mulți dintre ei fiind de la echipele din județul Alba. Cu toate că au plecat mulți jucători, German dorește implicare totală din partea întregii suflării uniriste pentru a nu ajunge la un dezastru total. Dinse dimineață, jucătorii echipei au început alergarea pe trenul 2 al complexului Unirist. A fost un antrenament pentru condiția fizică a jucătorilor, aceștia nevăzând mingea la acest antrenament. Sesiunea a fost condusă de secundul Himcinski, care a supravegheat îndeaproape alergarea sau abdomenele jucătorilor. Cât despre echipă... Din păcate am avut pauza lungă, ținând cont de situația la club, care în continuare nu este rezolvată 100%. Am discutat cu cei din conducerea administrativă să mergem în continuare.
Singurul lucru care îl urmărim în acest moment, să aducem jucătorii tineri care sunt din zonă și să încercăm să nu se desfințeze echipa. Asta este prima parte care o încercăm, dar în același timp pentru mine, pentru cei din conducere, încercăm să rămânem în Liga a doua. Cu toate că situația este una foarte delicată la club, Stelian German nici nu a vrut să audă de părăsirea corabiei. Acesta dorește să ajute echipa cât mai mult, cu toate că nucleul trupei uniriste s-a deformat, urmând ca totul să înceapă de la zero, în mai puțin de o lună de zile până la începerea campionatului. Am avut o relație foarte bună cu cei din Consiliul de Administrație, am o relație foarte bună cu Mihai Descrescu, cu președintele. Condițiile, deci baza materială există, dacă ar veni un sprijin cât de cât, un minim din partea fiecăruia din oraș, cel puțin pentru acești copii care sunt din Alba Iulia. Eu am colaborat bine și cu Mihai Descrescu și încercăm să producem jucători din pe prinerea proprie, să îi împingem spre divizia Liga a doua sau spre prima ligă. Unirea se va deplasa mâine la Târgu Mureș, unde va susține un meci amical împotriva următoarei adversare din Liga a doua, FCM Târgu Mureș, unde antrenor este fostul unirist Alexandru Pelici. Într-un interviu acordat echipei Alba TV, secretarul general al Federației Române de Powerlifting, Ovidiu Pănăzan, a lăudat modul în care Victor Ponta gestionează ramurile sportive, lucru care arată spre un viitor bun pentru întreaga suflare sportivă. De asemenea, în toamnă se va organiza la Bacău Campionatul Național de Powerlifting Seniori, competiție de la care Pănăzan așteaptă multe performanțe. Comisiile de lucru care se vor constitui în urma discuțiilor cu premierul României vor avea mult de lucru, însă sportul va avea foarte mult de câștigat. Oficialitățile României vor gestiona mai atent ramurile sportive și se vor implica mai mult susținând sporturile care aduc performanță. Ne-am întâlnit cu primul ministru și cu ministrul educației, doamna Ecaterina Andronescu, cu președinta Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, Federațiile Sportive Naționale, ca o bază de plecare pentru modificarea legislației sportive, pentru îmbunătățirea cadrului general în zona sportului de performanță. Se pare că este o deschidere deosebită din partea noii conduceri pentru sprijinirea ramurii sporturilor în general, sportului de performanță în România în general. În toamnă se va organiza la Bacău cea mai importantă competiție națională, și anume Campionatele Naționale de Powerlifting Seniori. Mai avem de organizat un campionat național, cel mai important campionat național, campionatul de seniori. Acest concurs se va organiza la Bacău, datorită sprijinului deosebit pe care îl avem din partea autorităților din Bacău. Sperăm să avem o participare numeroasă și să obținem rezultate mari în competiție, pentru că rezultatele din competiția de seniori vor fi cele care vor stabili componența lotului național de anul următor. În 15 august, federațiile sportive din România se vor întâlni într-o ședință extraordinară care va avea drept scop îmbunătățirea performanțelor întregului sport din țara noastră. A doua etapă a ligii întâi s-a încheiat aseară. Nu au fost surprize mari în această etapă, însă putem aminti că CFR Cluj nu reușește încă să câștige. Situația în clasament este una surprinzătoare, însă este prea devreme pentru pronosticuri. Nu puteau lipsi acuzele conducătorilor, care au pierdut asupra arbitrilor tipic românești. Surpriza sezonul trecut, care avea un joc comparat cu cel al Barcelonei, Pandui Târgu Jiu, continuă seria jocurilor excelente, cu toate că a pierdut mulți jucători. Aceștia ocupă prima treaptă a campionatului cu punctaj maxim, după ce au învins echipa Gazmetan Mediaș cu 2-0. Surpriza campionatului a fost produsă de Cehlăul Piatra Neamț, care nu a vrut să moară în fața CFR-ului. Moldovenii au reușit să obțină un punct după un 2-2 pe teren propriu contra campioanei României, echipă care are doar 2 puncte după primele două etape. Steaua București și Astra Ploiești au oferit cel mai probabil meciul cel mai frumos al etapei. 7 goluri frumoase, greșeli în defensive, dar și răsturnări de scor au făcut deliciul publicului și spectatorilor, care au urmărit a doua victorie consecutivă a favoriților steliști. Nici Dinamo București nu s-a lăsat mai prejos decât rivalii de la Steaua. Aceștia au învins cu 5-2 formația ieșeană CSM Iași, într-un meci în care tânărul Țucudian a marcat numai puțin de 4 goluri. Rapidul este în situația CFR-ului, cu doar 2 puncte câștigate după primele două etape. Rapidiștii au scos un egal miraculos în confruntarea cu echipa antrenată de Dorinel Munteanu, Oțelul Galați. Așteptă de toată lumea ca un meci foarte echilibrat, FC Vaslui a învins Petrolul Ploiești cu 3-0, acordând cu adevărat o lecție de fotbal tuturor adversarilor. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV.
Vremea va fi instabilă, iar valorile termice marchează o scădere. Vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 22 și 35 de grade, iar cele minime se situează între 14 și 23 de grade Celsius. Vor fi 24 de grade la Alba Iulia, 25 de grade la Sebeș, 23 de grade la Aiud, 21 de grade la Blaj și 19 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Valorile nocturne în ușoară scădere vor oscila în jurul a 18 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 19 grade la Sebeș, 17 grade la Blaj și 15 grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată și mâine în majoritatea zonelor și se va manifesta prin înorări averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 grade în depresiuni și 25 de grade Celsius. Vor fi 30 de grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 31 de grade la Sebeș, 29 de grade la Blaj și 27 de grade Celsius la Câmpeni. Poi mâine, cerul va fi variabil cu unele înorări și pe arii restrânse vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice cu precădere la munte. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor marca o creștere și vor fi cuprinse între 29 și 36 de grade, iar cele minime se vor situa între 10 și 26 de grade Celsius.